Procurorul general William Barr le permite procurorilor federali să ancheteze eventuale nereguli electorale la alegerile de săptămâna trecută. În scrisoarea trimisă către FBI și către alți anchetatori abilități, șeful justiției americane le cere oamenilor legii să ia în calcul numai acuzațiile substanțiale. Le cere să nu ia în seamă afirmațiile fanteziste sau exagerate. William Barr a primit zilele trecute o sesizare oficială de la echipa de campanie a lui Donald Trump, în care aceasta denunță eventuale nereguli electorale. Președintele în funcție al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a reclamat în mai multe rânduri posibile fraude electorale și eforturi ale opoziției democrate de a obține ilegal victoria lui Joseph Biden în scrutinul prezidențial. We want maximum transparency. We want every legal vote to be counted and we want every illegal vote to be discarded. Unlike our opponents, we have nothing to hide.